aș caracteriza acest buget ca fiind un buget imprudent, riscant, pentru că pleacă de la premize ideale sau idealiste. Și vă spune un om care a mai văzut acest film în 2009, când Comisia Națională de Prognoză dăduse pentru 2009 o creștere de 5,6% și a fost o creștere negativă de 7,1%. De aceea nu pot să nu vă spun că am senzația, privind la legile care au guvernat întocmirea acestui buget, că avem două trenuri care merg pe aceeași linie, din direcții opuse, fiecare cu 100 de kilometri la oră. Iar în regulatorul de circulație avem un om de la mișcare care e beat. Mișcăristul este beat. De ce dă drumul celor două trenuri în condițiile în care unul mărește cheltuielile și celălalt tren scade veniturile? Cifrele majore înscrise în sinteza bugetului sunt următoarele. Creștere economică 5,2%. În opinia mea este o creștere imprudent luată în calcul și ar fi trebuit să se meargă pe o creștere economică de circa 4%. Dar nu o consider încă cea mai mare eroare, pentru că nu putem contrazice Comisia Națională de Prognoză. În schimb, mergeți pe ideea că se vor colecta 31,2% din PIB în condițiile în care anul trecut s-a colectat 29,6%. Soluția corectă, având în vedere că se introduce și legea prevenției fiscale, era să mergem pe o colectare de 30%. Asta arată că s-au umflat cifrele în buget cu circa 10 miliarde.